Situație fără de precedent în Șoldănești. 1 milion de lei a pierdut întreprinderea municipală Regia Apă Șoldănești. Suma a fost calculată de fisc, care a și scos la iveală unele încălcări. Inspectorii au constatat că pe parcursul ultimelor 6 ani, întreprinderea nu a achitat impozitele prevăzute de legislație. În cadrul controlului efectuat la Regia Apă Șoldănești, angajații fisc au depistat că agentul economic nu s-a înregistrat la timp în calitate de plătitor de TVA. Acest fapt a favorizat un cumul tardiv de impozite. Suma depășește 400.000 de lei. În plus, inspectorii au aplicat și sancțiuni fiscale, echivalente cu impozitul calculat. În total, Regia Apă Șoldănești datorează statului aproape 1 milion de lei. Conform prevederilor legislației fiscale, agenții economici care desfășoară activitatea de întreprinzător sunt obligați să înregistreze ca contribuabil al TVA la depășirea plafonului de 600.000 lei. De către Regia Apă Șoldănești, plafonul dat a fost depășit în anul 2009. Însă cererea a fost depusă de înregistrare ca contribuabil al TVA în anul 2014. În urma depistării încălcării date, a fost efectuată vizita fiscală în care s-a depistat admiterea încălcării date. În urma vizitei fiscale a fost inițiat controlul pentru a aplica sancțiunile pentru neînregistrarea în termen ca contribuabil al TVA. În urma controlului s-a calculat suplimentar 934.000 lei, inclusiv sancțiuni 425.000 lei. Inspectorii de la fisc au solicitat ajutorul Consiliului Orașului Șoldănești pentru a stinge datoria acumulată, întrucât debitorul se confruntă cu probleme financiare și nu își poate onora obligațiunile fiscale. Am încercat să aflăm poziția celor de la regie, dar de fiecare dată ni se spunea că managerul este în ședințe. Surse din cadrul întreprinderii ne-au informat că administrația regiei a contestat acțiunile fiscului. Ceva mai târziu, acest fapt l-a confirmat și Larisa Derele, șefa Inspectoratului Fiscal din Șoldănești.